Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri al zilei de astăzi. Iată care sunt principalele subiecte. Standardele eficiente de învățare a limbilor străine. Concursul tinerilor Agenția Circulației Rutiere. Crucea Roșie continuă actul de benefacere. Profesorii de limbă franceză din Raionul Gluden s-au întrunit astăzi în cadrul unui seminar unde au discutat despre standardele eficiente de învățare a unei limbi străine. Gazda acestui eveniment a fost liceul teoretic Vasile Coroban. Profesorii au discutat despre standardele pe care le aplică în metodica predării unei limbi străine. Mai multe detalii puteți afla în reportajul ce urmează. Profesorii care predau limba franceză s-au întrunit astăzi pentru a discuta despre standardele eficiente folosite în metodica predării unei limbi străine. Gazda evenimentului dat a fost liceul teoretic Vasile Coroban. Obiectivul de bază al standardelor elaborate este de a le permite școlilor să sprijine dezvoltarea unor copii fericiți și bine educați, capabili să se implice în procesul de învățare. S-au pus la bază întrebări ce țin de predarea, învățare, evaluarea limbii franceze și anume despre standarde de eficiență a învățării limbii franceze, unde după deci, problema teoretică a fost pus în practică acele standarde care noi trebuie să le formăm, deci să le punem la bază axat pe elevi, pe formarea de competențe comunicative și tinerii specialiști astăzi ne vor demonstra unele metode care pun la bază acestor competențe. Pentru a urma acest obiectiv, prezentele standarde de eficiență a învățării acoperă caracteristicile școlii prietenoase copilului. Standardele, aș putea spune că este un lucru care ajută pe elevi să afle ce trebuie să cunoască și anume nu este ceva care să-i pedepsească, să-i blocheze la o anumită treaptă, dar să afle câte ceva și pe viitor când vor ajunge la treapta liceală, să știe în ce domeniu și care sunt aptitudinile care le-au învățat în acești 12 ani. Cel ce nu cunoaște o limbă străină, nu cunoaște nici limba sa. Deci astăzi s-a vorbit despre standardele de eficiență a învățării unei limbi străine. Deci este foarte greu să comunice într-o limbă străină. Acum noi lucrăm și vrem să le aplicăm în practică ca să le dăm posibilitatea elevilor să comunice liber, fără nicio emoție, cel puțin într-o limbă străină. Evenimentul este o măsură în care școala consolidează mediul de predare și învățare, astfel încât toți elevii să-și aplice întreg potențialul în procesul de învățare, acumulând cunoștințe și abilități concrete și măsurabile. Securitate la trafic înseamnă viață, a fost sloganul concursului tinerilor Agenția Circulației Rutiere, ediția 2013. Evenimentul a avut loc astăzi la Liceul Teoretic Lev Tolstoi, la care au participat 63 de elevi din 7 instituții preuniversitare din clasele 5 a 9. Scopul concursului este consolidarea cunoștințelor, regulilor de circulație și prevenirea accidentelor printre minori. Poliția Rutieră, în parteneriat cu Direcția de Învățământ, organizează în fiecare an concursul tinerilor Agenția Circulației Rutiere. În acest an, în concurs s-au înscris 7 instituții preuniversitare. Obiectivul principal al evenimentului este formarea activităților practice de respectare a regulilor de circulație rutieră, cât și prevenirea accidentelor. Eu particip la acest concurs deoarece eu cred că viața are prioritate și reguli circulație fac parte din ceea și din ceea ce trăim noi și din viața noastră. Suntem toți puternici și avem posibilitatea ca să câștigăm fiecare, chiar și dacă nu am câștigat, este important că noi știm într-adevăr și am participat la acest concurs. С детства увлекался вообще автомобилями, в общем, правилами и до сих пор увлекаюсь картингами, и там на картингах мне очень нужны правила дорожного движения. И благодаря этому своему толчку к машинам я начал изучать эти правила. Мы начали помогать нашим молодым пешеходам, водителям. Начали учить, объяснять, где и как переходить дороги. Младшими классами, со старшими классами проводим различные лекции, различные классные часы на различные темы. Также мы провели занятия и показали им, как правильно переходить пешеход, соблюдать правила движения. И также взяли нескольких ребят и это все продемонстрировали на практике. Concursul prevede mai multe probe de verificare a cunoștințelor în domeniul circulației rutiere, parcurgerea cu bicicleta a porțiunii de drum cu obstacol și verificarea abilităților practice în domeniul acordării primului ajutor medical. Misiunea dată este pentru a familiariza toți școlarii, toți copiii din raion
pentru a respecta regulamentul circulației rutiere cu strictețe și a fi în afara primejdilor când se află pe drumurile publice. Respectă tinerii în ziua de azi regulile circulației pietonilor în raionul Glodeni? Ca și în toată Republica și în raionul Glodeni, copiii deseori încalcă regulile circulației rutiere și aceste încălcări care aduc uneori la accidente rutiere care sunt foarte grave. De ce? De partea copilului este o rugăminte ca fiecare să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere, aflându-se pe drumurile publice, venind la școală, ducându-se la școală. Îndeosebi, de grabă se începe vacanța de vară, o vacanță mare, unde trebuie să fie foarte atenți pentru a se afla întotdeauna în siguranță când se află pe drumurile publice. Învingătorii concursului vor fi menționați cu diplome și premii bănești. Reamintim că concursul se desfășoară în fiecare an și are loc mai întâi la etapa raională. Învingătorii căruia pleacă la etapa zonală la data de 8 mai. Etapa republicană a acestui concurs va avea loc la 22 mai 2013. Crucea Roșie a distribuit pachete alimentare în satele raionului Glodeni. Federația Internațională de Crucea Roșie și Semilună Roșie au oferit ajutor cetățenilor care au suferit în urma consecințelor secetei din anul 2012. Circa 230 de familii social vulnerabile din raionul Glodeni au beneficiat de un sprijin de la filiala de Crucea Roșie Glodeni, în formă de pachete alimentare. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. 914 persoane din raion care au suferit din cauza secetei din anul 2012 au beneficiat de pachete alimentare din partea filialei Crucea Roșie Glodeni. Localitățile în care au fost distribuite acestea au fost comunile Caminca, Vișoara, satele Fundurii Vechi, Cobani, Hâșdieni, Ustea, Limbenii Noi și Limbenii Vechi. Suma acestui lot a constituit în jur de 83.000 lei. În Limbenii Vechi au beneficiat 29 de familii. Roada a fost mică și bucurăm lui Dumnezeu că ne-a bucurat de pățelul care ne l-a dat. Mulțumim Crucea Roșie că a venit astăzi la mine și s-a obosit. Sunt cu copii, suntem și noi și fiecare roadă din grădină ne place tuturor și am suferit. S-a uscat tot s-a uscat. Sunt unele recolte le-am pus în repetate rânduri să iasă și să am pentru copii de mâncare. Vă mulțumim pentru ajutorul acordat și vă mai așteptăm și pe viitor. Noi suntem acum 6 membri a familiei și ne este foarte greu, fiindcă nu dispunem de bani ca să cumpărăm produse alimentare și banii trebuie lucrați, de lucru nu e nicăierea. Vreau foarte mult ca să fie bun de lucru și pentru mine, că eu să mă pot duce la lucruri ca să întrețin copiii, ca să pot cumpăra toate produsele. În genere, situația e grea. Crucea Roșie a organizat acest lot de ajutoare în urma solicitării organizației din Moldova. În localitatea Limbenii Vechi a fost distribuit un lot umanitar din fondul DREF pentru persoanele social vulnerabile care au suferit în urma secetei din 2012, au beneficiat 29 de familii, printre care bătrâni solitari, familii social vulnerabile cu mulți copii, orfani și invalizi. Filiala de Crucea Roșie Glodeni este alături de toți cei care sunt în suferință zi de zi și vine în ajutor pentru cei mai triști ca noi. Din cauza nivelului înalt de sărăcie în zonele rurale, a vulnerabilității agriculturii din Republica Moldova, precum și a măsurilor inadecvate de reducere a riscurilor, impactul secetei din anul 2012 asupra nivelului de trai al oamenilor este deosebit de grav. Reamintim că de acest lot de ajutoare din partea Crucii Roșii au beneficiat familii monoparentale, copii orfani, invalizi, bătrâni solitari cu venit redus și familii numeroase. Depozite regionale a Moldovei vor fi curățate de pesticide care au rămas acolo din timpurile URSS-ului. Proiectul ce ține de amplasarea, transportarea și utilizarea pesticidelor este realizat de către Ministerul Apărării cu suportul financiar a NATO. Butoaie cu pesticide răsturnate, pe alocuri umflate, grămezi de gunoi de origine diferită. Așa se arată a fi depozitul de pesticide în apropierea satului Sadaclia. În urma celor întâmplate aici, și anume după incendiul din anul 2007, circa 45 de tone de chimicate periculoase pentru mediul înconjurător se găsesc a fi chiar sub cerul liber. O încercare de a exporta și distruge deșeurile pesticidelor întreprinsă de către Ministerul Apărării acum 5 ani s-a stopat la etapa de reîmpachetare. Actualmente, cu asistența financiară a NATO, în Moldova se realizează proiectul nou, urmărind același obiectiv. Una din participanții săi este o companie străină, Veolia. The role of
Rolul Veolia este în faptul că noi ducem răspunderea pentru reîmpachetarea și exportarea pesticidelor în afara teritoriului Republicii Moldova. Această lucrare va fi desfășurată în colaborare cu forțele armate și desigur va fi îndeplinită în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Utilizarea pesticidelor va avea loc la uzinile din Polonia. În proiectul acesta vor fi incluse 15 depozite regionale. La etapa aceasta, reprezentanții Ministerului Apărării și companiei Veolia elaborează programul acestor lucrări. Îndată după ce au fost remarcate condițiile nefavorabile pentru păstrarea pesticidelor, membrii delegației au făcut o promisiune de a începe evacuarea lor în timpul cel mai apropiat. Ceea ce șocant a fost pentru noi, noi am observat că de cursul timpului, deci capacele de la butoaie sunt rupte, și noi, de fapt, ploaia s-a primit că ne-a creat creșterea cantității de pesticide care este planificată de a fi evacuat. Cum vom proceda? Sincer vă zic, noi acum stăteam și discutam această problemă. O altă problemă e că noi planificăm să evacuăm pesticidele solide, dar se primește că noi aici avem numai pesticide lichide. Mariana Gram a menționat faptul că la participarea Ministerului pentru Transportarea Îngrășămintelor Lichide vor fi elaborate mecanisme de lucrare, însă e nevoie de a rezolva această problemă deoarece în forma lichidă pesticidele pătrund în sol cu o viteză mai rapidă, otrăvind viața mediului înconjurător. Într-adevăr, acest depozit este numărul 1 ca și cel mai periculos obiect pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea publică în raionul nostru, care este supravegheat cu strictețe la cel mai înalt nivel. Noi sperăm că în sfârșit aceste 45 tone de substanțe necunoscute, inutile, amestecate și interzise vor fi exportate pentru utilizare și neutralizare. O bună parte din aceste lucrări legate de organizarea procesului dat va trebui să fie efectuată de către administrația locală, în așa mod ca lucrările de ambalaj și export a pesticidelor să fie îndeplinite cât mai rapid și în conformitate cu cerințele de siguranță. Eu consider că acest eveniment este foarte important pentru raionul nostru. În sfârșit va fi soluționată problema utilizării pesticidelor aici la noi în raion. Sunt anumite cerințe care desigur vor fi îndeplinite. Astăzi au participat reprezentanții conducerii diferitelor departamente raionale. Va fi elaborată strategia și graficul lucrărilor care urmează a fi îndeplinit. Toate lucrările desigur că vor fi îndeplinite. Acordul între Guvernul Moldovei și agenții NATO vizează exportul din teritoriul țării și distrugerea circa 1300 tone de deșeuri ai pesticidelor. În scopul acestora, Uniunea Europeană a alocat 2.200.000 de euro. Lucrarea trebuie să fie îndeplinită în termen de 6 luni. Anul acesta, examene de bacalaureat vor fi susținute în circa 100 de centre de bacalaureat din toată țara. Toate vor fi dotate cu camere de supraveghere. Aceste măsuri contra copiatului au strânit multe nemulțumiri atât printre profesori cât și printre elevii absolvenți ai claselor liceale. Nici elevii claselor a 12 din orașul Florești nu au rămas nerevoltați. Ei au organizat un mitic de protest pe Piața Independenței a orașului Florești. Anul acesta, examenele de BAC vor fi susținute într-o 100 centre din toată țara. Toate vor fi dotate cu camere de supraveghere. Aceste măsuri contra copiatului au stârnit multe nemulțumiri, atât printre profesori cât și printre elevii absolvenți a claselor liceale. Nici elevii claselor a 12-a din orașul Florești nu au rămas nerevoltați. Ei au organizat un meeting de protest pe Piața Independenței a orașului Florești. Oamenii vă examenele, dacă voi să vă dați bine, de ce să vă temeți? Camera și ce vă face vouă? Ce vă fac camera? Stresează înainte de bacalaureat și atât. Când am venit în clasa 10, nimeni nimic nu mi-a zis de camere. Dacă a fost vorba de camere, de pus camere, de ce am venit în clasa 10 și n-am avut examen de intrare? Nimeni nu a susținut examen. Faceți examen de intrare și atunci acela care se duce în clasa 10 o să știe că eu mă duc în liceu acolo și cu camere, acolo și cu... Elevii au dat de înțeles că au venit să protesteze pașnic pentru a-și arăta nemulțumirea față de măsurile aspre la care vor fi supuși în timpul susținerei examenului de BAC de anul acesta. Что камера это неправильно по той причине, что они давят на психику, потому что это мое личное пространство. Я не хочу, чтобы меня снимали. Это нарушает мои права как человека. Trebuie să spui camera la început anului, să vadă pe cum să fac lecții și pe urmă să fac pentru noi. N-au drept, asta e ceva li personal. Nu putem să ne gândim atunci când cineva stă asupra noastră și noi nu putem să ne concentrăm. Noi atunci să ne gândim că din față și din urmă că noi ne filmează, cum să ne concentrăm și cum să facem. Lasă mai bine să fac pentru altceva banii ăștia, să-i dăie decât pentru noi.
Ion Iavorski, președintele Organizației Teritoriale a Partidului Popular din Moldova, împreună cu membrii de partid, au fost prezenți și ei la protest. Potrivit domnului Ion Iavorski, membrii PPRM au venit pentru a-i susține pe elevii absolvenți din orașul Florești și sunt de acord cu poziția tinerilor. Возмутиться против действия правительства и президента министерства, потому что они ввели вот это вот неправильно, вот эти камеры тоже травмируют детей на сегодняшний день. Pentru cele 1200 de camere necesare, Ministerul Educației a plătit peste 7,3 milioane lei. Unii profesori consideră că aceste măsuri sunt bune și îi vor face pe elevi mai responsabili. Alții însă susțin elevii și consideră că din cauza camerelor de vedere, mulți absolvenți vor fi stresați și nu vor putea susține examenele. Autoritățile au mai anunțat că în centrele de BAC vor fi instalate scanere și aparate care vor ajuta la depistarea telefoanelor mobile și alte aparate electronice care pot fi folosite la examene. La Nesporin s-a desfășurat etapa raională a concursului Republican la Izvoarele Înțelepciunii, ajuns la cea de-a 23-a ediție consacrată anul acesta celebrului romancier francez Jules Verne, cu ocazia sărbării a 185 de ani de la nașterea sa. La Nesporin s-a desfășurat etapa raională a concursului Republican la Izvoarele Înțelepciunii, ajuns la cea de-a 23-a ediție consacrată anul acesta celebrului romancier francez Jules Verne, cu ocazia sărbării a 185 de ani de la nașterea lui. Elevii s-au descurcat bine la toate probele, a fost un concurs interactiv. Probele concursului au implicat creativitate din partea lor, receptivitate, originalitate din partea fiecăruia. La concurs au participat 28 elevi din diferite instituții de învățământ din raion. Aceștia au fost supuși la 5 probe care au constat dintr-un test cu întrebări din viața și activitatea poetului, recunoașterea personajului după un pasaj citit, întrebări în baza literaturii studiate, găsirea cuvântului lipsă din titlul unei lucrări și o creativitate. Am puțin emoții, dar totuși sunt bucuros fiindcă am învins încă o luptă și voi pleca la etapa de la capitală. Mi s-a părut foarte interesant, ca o aventură, și dacă ai citit aceste opere, e evident că vei reuși să treci. Concursul a fost interesant, probe interesante, trebuia să citim operele lui Jules Verne. Unele au fost mai grele, altele mai ușoare, dar dacă citești cu atenție, reușești să dobândești noi cunoștințe și să pleci mai departe. Pentru câștigători au fost instituite premii bănești în sumă de 400 lei pentru marele premiu, locul 1 200 de lei, locul 2 2 elevi a câte 150 lei, locul 3 2 elevi a câte 125 lei și 6 mențiuni a câte 50 lei. Au fost menționați și alți elevi cu o diplomă pentru participare activă. Învingătorii fazei raionale urmează să reprezinte raionul nostru la etapa republicană, care se va desfășura la 18 mai la Chișinău. O mamă minoră de 15 ani în raionul Șoldănești riscă să fie lipsită de drepturile părintești. Un motiv ar fi vârsta fragedă a ei, dar și lipsa condițiilor de trai unde să-și întrețină micuțul, ori tânărul tătic nu dorește să-și asume responsabilitatea de părinte, iar minora este în grija bunicii. O mamă minoră de 15 ani din raionul Șoldănești riscă să fie lipsită de drepturile părintești. Un motiv ar fi vârsta fragedă a ei, dar și lipsa condițiilor de trai unde să-și întrețină micuțul. Ori tânărul tătic nu dorește să-și asume responsabilitatea de părinte, iar minora este în grija bunicii. Situația s-ar putea schimba numai în cazul în care cineva s-ar încumeta să ia mama și copilul sub tutelă. M-am îndrăgostit de un băiat și am rămas însărcinată și am hotărât să nu fac abort. Mi-a plăcut de el și eu am știut când ați trăiesc cu dânsul și am hotărât măcar copilul să rămâi. Deja al doilea an consecutiv, adolescenta nu frecventează școala. Potrivit informațiilor oferite la gimnaziul din localitate, părinții minorei sunt plecați peste hotare, ea fiind lăsată în grija bunicii. Profesorii presupun că modul de viață al tinerei ar fi fost influențată de sora mai mare de 17 ani, care la fel așteaptă un copil. În raion avem în teritoriul raionului sunt două minori care au născut doi bibeluși. Dar, cu mare regret, într-o familie bunicuța, dacă mai merită ea să fie bunică, este degradată și folosește în abundență băuturi alcoolice. Referitor la cealaltă minoră, ambii părinți, de mulți ani
de zile sunt plecați peste hotarele Republicii și nu contactează și nu ajută cu nimic copiii săi minori. Medicii spun că bebelușul s-a născut în capitală, acolo fiindu-i depistată un șir de probleme de sănătate. Din cauza malformațiilor congenitale, specialiștii nu exclud că va fi nevoie de intervenții chirurgicale. Mama sună, știe de toate întâmplările. Sună, dar ea nu poate face nimic. Spune că divinit acasă nu poate. Ea acolo are copil, e măritată. Dar tata a spus că a să mă ajute el. Cum primește zarplată, a spus că a să-mi trimat bani, noi știam la el. Acum a venit bunica, tot, să mă ajute. La aceste două cazuri, la moment, ambele primării din teritoriu nu fac absolut nimic. Nu vor să miște roata din loc. Promit și numai cu promisiuni. Actualmente, tânăra mămică se află sub supravegherea doctorilor din Șoldănești. Atât copilul, cât și mama nu au acte de identitate. Un grup de tineri din satul Drăgușeni au pornit construcția unui pod la marginea satului. Localnicii vor trece peste râul Ichel pe un drum mai scurt spre ogoarele lor și spre magistrala auto din apropiere. În ultimul timp, însă, se întorc cei care au acumulat experiență și mijloace mulțind prin alte țări. Un grup de tineri din satul Drăgușeni au pornit construcția unui pod la marginea satului. Localnicii vor trece peste râul Ichel pe un drum mai scurt spre ogoarele lor și spre magistrala auto din apropiere. În ultimul timp însă se întorc cei care au acumulat experiență și mijloace muncind prin alte țări. Venind la țară, familii noi, instaurându-și, făcând case noi, au nevoie de acest pod pentru ca să-și aducă materiale de construcție, să fie mai aproape de traseul central care trece traseul Bălț și traseul Urhei. Deci drumul acesta este drumul de legătură și este foarte convenabil pentru cetățenii acestui sat ca să aibă acest pod. Acest pod a început construcția pentru că să fie mai bine de a ieși la drumul central și în marginea satului și cu timpul, dacă s-a rezolvat și cu ajutorul primăriei s-a rezolvat, să ieșim cu streacă și rutiera, Strășeni pe aici, că majoritatea de la Strășeni, toți cu producția au animale, se duc la Strășeni. Am hotărât să facem un pod și pe viitor pentru toți, mă rog, că suntem mai tineri și să prelungim, că când și e frumos pentru sat, și e ușor de trecut. La drumul central, da, să ieșim, să putem ieși mai aproape și să ne fie mai ușor, mai convenabil să nu circulăm prin și pământurile și tot, să putem cu un transport să ne ducem la ugoare. A fost o inițiativă a localnicilor care au pornit lucrările cu mijloacele lor, ulterior fiind susținuți de Săteni, de Primăria Comunei. Am început podul din putința noastră, mă rog, acolo cum. Am început-o cu toate materialele noastre, am început-o până și când ne-am ridicat o leu cu țăc și o leacă mă da și primărie și am început cu toate noastre, toți, a noastră putință am început. Am dat un mic ajutor de 4.000 de lei și așa că e bun. Pentru toți dă așa, ca să ajute, a să ajute Domnul să facem toate cele și a să trebuiască. Primăria a contribuit la prima etapă cu 5 tone de ciment și 5.000 de lei. Pe parcurs, când va fi podul gata, se vor mai aloca careva surse de bani pentru drum. Satul Drăgușeni e una din cele trei localități ale comunei Redeni. Are peste 300 de gospodării care în ultimul timp își schimbă aspectul. Recent și biserica satului a fost reînnoită de către cei care își vor satul mai frumos și cu o infrastructură pe potrivă. Doamnelor și domnilor, acesta a fost buletinul de știri al zilei de astăzi, prezentat de Vasile Saulea. Eu vă zic la revedere, dumneavoastră rămâneți cu noi și nu ratați datele meteo.